Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod mai special unde o să vă învăț de unde îmi iau citurile gratis pe care le folosesc în videoclipurile din seria cu cu cituri gratis, pentru că mă întrebați efectiv în fiecare zi: bă frate, de unde faci tu rost de coduri gratis? Bă frate, dă nici nouă metode chestii. Și da, de fapt este un site de unde fac rost de citurile astea gratis. Este un site în care pur și simplu trebuie să-ți faci cont și gata, ai toate citurile posibile de CS și de alte jocuri. Numai că vă zic de la început, nu jucați cu citurile acestea pe conturile la care chiar țineți, pentru că riscați să vă luați bani, pentru că cu orice cheat de CSGO la un moment dat o să-ți iei bani. Fie că ți-ai acum, fie că ți-ai peste o lună, tot e riscul foarte mare de bani. Deci nu vă recomand să jucați pe conturile la care chiar țineți. Ok, deci site-ul se numește ăsta este contul de Fightlist. Ok, never mind. Site-ul se numește cheater.fun. Da, deci intrați puțin în Google, scrieți cheater.fun și dați enter și bam. Ia, mi-a apărut ceva dacă a zis că... Ah, ok, aim, ram, da, ok. Deci, acesta este site-ul, bă băieți. Ce trebuie să faceți voi prima dată când intrați pe site? O să dați aici, pe chestia asta, și o să vă faceți un cont. Eu am deja un cont făcut, nu băgați în seamă numele, l-am pus la Caterinca. Deci o să vă faceți un cont, contul mă numesc că știți să vi-l faceți, nu trebuie să vă mai zic. Și o să vă dea la pagina aceasta, da? Voi vă duceți aici jos și aici astea sunt ultimele cituri. Nu vă recomand să vă duceți mai jos sau pe alte pagini să vă luați citurile, pentru că scrie outdated, adică nu sunt cu update-urile la curent citurile astea și riscați mult mai mult să vă luați bani. Dar uite, astăzi, de exemplu, o să downloadăm citul, hai să ne gândim, uite, o să-l downloadăm pe ăsta, onetap.su, da? Intrăm aici pe citul acesta. Și aici, vedeți, sunt informații despre cheat, că e foarte bun la HVH, din câte știu, e printre cele mai bune la HVH. Și aici butonul de download. Eu o să fac un nou folder pe ecran, cheat, one tap, și o să îl downloadez. Hâț. Ok, l-am downloadat. Ne poate zice că este ăsta, zice, pentru cei care mă zic tot timpul: bă frate, ce virus ne dai tu aici? Mie mi-a detectat în Chrome că... nu știu ce, că mi-a detectat ca virus. Nu, asta nu înseamnă că ți-a detectat ca virus cheat-ul. Aici scrie că chestia asta pe care am dat-o, articolul ăsta pe care l-am downloadat eu în momentul ăsta, nu este downloadat și poate fi periculos. Și o să vă și traduc pe Google Translate pentru cei care sunt handicapați și nu mă cred. Ok, is not așa. Ok, din engleză, zice, nu este descărcat pe frecvent și poate fi periculos, da? Deci și poate fi periculos, nu este periculos, da? Ok, dăm pe keep, deci dați pe săgeata asta și dați pe keep și l-am downloadat. Intrați aici, ok, l-am pus pe lângă, cred. Ba nu, l-am pus bine, ok, l-am downloadat și o să ne dea arhiva asta. Extragem cu WinRAR sau cu ce aveți voi și o să vă zic că de o parolă. Depinde ce cheat downloadați. Unele cheat-uri au parola scrisă aici pe pagina cu cheat-ul căutați, și dar majoritatea cheat-urilor au parola cheater.fun. Dați ok și vi l-a extras. Unde ești, frate? Uite, ăsta e. Și vi l-a extras, da? O să aveți folderul ăsta, dar marea surpriză o să fie că nu aveți injector pentru cheat-ul ăla. Deci, practic... nu o să aveți injector. Și ce trebuie voi să faceți? Intrați din nou pe pagina principală. Stați un pic să închid Discord-ul, că mă disperă băieții. Ok, intrați din nou pe pagina principală, vă duceți jos, mă rog, trebuie să facem mare. Ok, și aici în dreapta aveți Hack for Games. Aveți aici multe jocuri pentru care sunt hack-urile și aveți jos de tot injectors. Dați pe injectors. Și cel mai bun injector la momentul actual, părerea mea, este că este Saz Injector, da? Asta mi se pare că este cel mai bun la momentul actual, dar mai sunt și altele, multe, multe, multe. Eu o să iau pentru acest videoclip Saz Injector și dăm Go to Download. Aici aveți multe informații, chestii și dați Download. Și o să vi-l downloadeze. La fel, o să vă zic că poate fi periculos. Noi dăm pe Keep, îl luăm și îl băgăm aici și pe el. Și pe dânsul îl extragem din arhivă și parola probabil, uite, parola aici scrie că e Saz, vedeți? Deci parola este Saz, nu mai e citar cu un fan. Dăm ok și bam, sau hello. Ah, mi l-a extras, uite-l aici. Și dăm cut și îl băgăm aici cu DLL-ul în, să fie în același, bă, nu e neapărat, dar mi-e place să fie cu DLL-ul. Ok. Următorul pas este să deschidem CSGO-ul. Avem acest cont de non-prime pe care mai jucam de când în când și deschidem CSGO-ul, băieți, să testăm, să vedem dacă chiar merge acest cheat sau nu. Ok, haideți să intrăm în CSGO. Sper să nu-mi dea microfonul în blană iară, că eu disper. Ok, nu mi-a dat microfonul în blană. Perfect.
Să sperăm ea să mai încercăm încă o dată. Da, nu mi-a dat microfonul, bă, nice. Ok, ce facem noi în momentul acesta, era să zic momentul respectiv, mă rog, în momentul acesta. Pornim injectorul, dublu click pe el și o să vi-l pornească, da? Dăm, selectăm manual injection, nu cred că o să fie pe automatic, dar băgăm pe manual. Proces, scriem CSGO aici, cu litere mici totul. Și cum adăugați DLL-ul? Dați aici pe add și căutați DLL-ul. Cel mai mie mi-l dă pentru că l-am mai injectat deja, dar îl căutați pe aici DLL-ul dacă nu vi-l arată aici direct. Dați dublu click pe el și dați pe inject. Așteptați un pic, vreo 5 secunde, maxim 5 secunde. După aia dați X la injector și când veți intra în joc veți avea cheat-ul injectat deja. Ok,